Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi vom discuta despre importanța proiectelor internaționale. O avem alături de noi pe Catinca Bratu, care a fost președintele Comitetului de Științe Sociale în cadrul modelului UNESCO, care s-a desfășurat la Ploiești, și totodată pe Marian Dragomir, care este președintele Masterpiece România, alături de care s-a desfășurat acest proiect Model of UNESCO și totodată și bootcamp-ul care a reunit participanții din toate țările care găzduiesc Masterpiece. Bine v-am găsit alături de mine în emisiune, dragii mei! Bună ziua! Mulțumesc, Alesia, pentru invitație! Eu sunt Catinca Bratu și, cum a spus Alesia, am fost președinte la proiectul UNESCO și la Comitetul de Științe Sociale. Bună ziua! Mă numesc Marian Dragomir și mă bucur că sunt aici, cred că pentru a doua oară. Dacă nu mă înșel, ai debutat cu mine într-un prim interviu, dar mă bucur să revin pentru că în acea perioadă de anul trecut până acum ai crescut, la fel și asociația Masterpiece a crescut, așa că mă bucur că am revenit. Da, chiar discutăm înainte de emisiune. Primul podcast pe care l-am realizat, primul podcast Ploieștiul nostru a fost alături de dumneavoastră. Mulțumesc pentru încredere și uite cum s-a reunit aici, un an mai târziu, frumoasa colaborare, practic. O să începem podcastul printr-o întrebare destul de generală, care mă gândesc eu că le va răspunde tuturor adolescenților, tuturor tinerilor, la foarte, foarte multe neclarități pe care le au despre proiectele internaționale. Cum dezvoltă un proiect internațional un tânăr, un adolescent care este în formare, care practic își dorește să se descopere pe sine și să descopere aspecte noi? E important de reținut faptul că există o multitudine de tipologii de proiecte internaționale. Sunt Erasmus Plus, așa cum cred că în general tinerii cunosc această tipologie, fie prin școli, fie prin asociații, cum este Asociația Masterpiece România, dar totodată există și parteneriate directe, adică între o școală și altă școală din altă țară sau între o asociație din România și o altă asociație din altă țară. De exemplu, noi avem un parteneriat cu o școală din Buenos Aires, urmează să avem un parteneriat cu o asociație din Sydney, Australia, deci există și această tipologie de parteneriate și, bineînțeles, fiecare tânăr ar trebui să înțeleagă ce este cel mai prielnic pentru el. Ce face un astfel de proiect? Păi, pe lângă faptul că îți dă posibilitatea să pleci într-o țară străină, să vizitezi, dacă stai în familie, să vezi cultura țării respective, pentru că una este să stai acasă sau într-un hotel în momentul în care pleci, de exemplu, în Turcia, alta este să stai într-o familie din, nu știu, Istanbul sau Bodrum sau în altă parte. De ce? Pentru că adevărata învățare culturală este momentul în care stai cu omul respectiv la masă, mănânci cu el ceea ce mănâncă și el. Deci asta este o primă învățare, și anume învățarea interculturală, pe lângă faptul că îți dezvolți, să spunem, limba engleză, pentru că sunt mulți tineri care vorbesc limba engleză sau înțeleg limba engleză, dar alta este să o utilizezi curent zi de zi. Iar un al treilea aspect este că îți faci prieteni din alte țări și poate peste un an, 2, 3, 5, nu se știe niciodată, ai oportunitatea să-i vizitezi. De exemplu, eu din primele mele proiecte de acum 15-20 de ani, încă, de exemplu, dacă mă duc în Franța, vizitez prietenii pe care i-am cunoscut în diferite proiecte. Deci există și acest mulaj. Bineînțeles, nu o să vorbești cu toată lumea, dar într-un proiect, dacă o persoană este ok, ai rezonat cu ea și continui să discuți și peste 10 ani, eu consider că e un proiect reușit. Se pot leca prietenii pe viață, nu-i așa? Bineînțeles, da. Catinca, în cazul tău, știu că ai participat în mai multe astfel de proiecte și ai avut oportunitatea chiar să stai la familii gazdă, să cunoști practic tot ceea ce înseamnă cultura din țara de unde provenea practic fata unde ai stat tu. Cum a fost experiența ta? Am avut o experiență absolut frumoasă când am fost în Bodrum în mai. Am stat la o familie din Bodrum, la o fată cu care încă țin legătura în prezent. Ea a venit de asemenea la mine acasă și prietenia noastră a fost una foarte strânsă, încă vorbim. Și cu toate că aveam emoții la început, atunci când am ajuns și am cunoscut acea familie, m-au primit ca și când eram copilul lor. A fost o experiență de neuitat, nu mă așteptam niciodată să mă primească în stilul în care m-au primit. Și pe lângă asta mi s-a părut foarte benefic pentru mine să-mi exersez limba engleză,
să mă conving de anumite, de faptul că anumite stereotipuri nu sunt reale, ceea ce consider că toți elevii ar trebui să facă asta, pentru că mai ales pe media se aud anumite lucruri, iar în momentul în care te duci într-o țară și vezi cu adevărat cultura, îți schimbi total perspectiva. Și am învățat foarte multe lucruri, am fost inclusiv la școala lor și am asistat la ore. Cum ți se pare, care ți se pare că este diferența dintre sistemul din Turcia educațional și cel din România? Adevărul este că la școala lor am fost la o școală privată. Deci nu pot face o diferență foarte mare din moment ce acea școală era privată, dar educația acolo a fost foarte, foarte ușoară, pot spune. Copiii erau foarte relaxați, foarte degajați, profesorii nu puneau un stres asupra lor, astfel încât ei puteau să zică perspectivele liber, puteau să comunice fără să se simtă judecați. Și mi s-a părut un mediu deschis, un mediu în care chiar puteai să înveți și să-ți placă ceea ce faci și foarte util, per total, totul. Uite, și pentru că discutăm despre tineri și despre implicarea tinerilor în comunitate și maniera în care, prin proiecte, tinerii se dezvoltă, podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu cei de la AFI Ploiești și uite, avem din partea lor câte un AFI gift card pentru fiecare. Mulțumesc mult! Așa, acum continuând podcastul, aș vrea să vorbim despre proiectul Model of UNESCO, care este la a treia ediție în Ploiești. A fost la Colegiul Economic Virgil Magiaru anul acesta, la finalul lunii august, din ce mi-ați povestit voi. Și am înțeles că a reunit o mulțime de participanți, inclusiv din alte țări, inclusiv din mediul acesta internațional. Uite, Catinca, tu fiind președinte de comitet, dacă poți să-mi descrii exact ce înseamnă Model of UNESCO, care este, ce înseamnă acest proiect? Cu siguranță. Aș vrea să încep prin a menționa faptul că am avut două delegații din Turcia, una din Bodrum, una din Istanbul, și astfel am făcut acest proiect să fie la o scară internațională. Și ce înseamnă mai exact proiectul UNESCO? Păi, noi, adolescenții, facem o simulare a ceea ce se întâmplă în sesiunile UNESCO în viața reală. Adică, elevii trebuie să reprezinte o țară și să dezbată pe o problemă. Fiecare comisie își alege un subiect care este considerat relevant. Topicul proiectului nostru a fost diversitatea și au fost trei subiecte, iar fiecare elev a trebuit să pregătească de acasă poziția țării pe care a primit-o pe subiect, să dezbată liber, să-și pregătească un discurs, să găsească soluții, să identifice probleme și la finalul zilei noi am avut de creat niște rezoluții care rezolvau problemele pe care le-am stabilit în topic. Înțeles. Și rezoluțiile acelea finale au fost într-adevăr trimise către, știu că în tipul acesta de proiecte se trimit către sediul UNESCO. Dacă puteți să-mi spuneți exact care a fost procesul, care a fost părerea celor de la UNESCO după ce au primit rezoluția noastră. Din păcate, doamna director nu a putut să fie prezentă la deschidere. Noi am trimis invitații din partea asociației, cum am trimis tuturor instituțiilor locale, județene, dar și naționale. După ce s-a terminat dezbaterea UNESCO în 2024, acum am trimis un mail oficial cu ceea ce tinerii au descoperit și urmează să vedem, poate în luna octombrie, ne va invita să discutăm mai mult despre ce acesta a discutat și ce rezoluții s-au luat în cadrul modelului UNESCO România 2024. Aș vrea să menționez că acest model este singurul astfel de debate academic, că până la urmă vorbim de o tipologie de debate academic, din România și din Europa. Dacă veți căuta, veți observa că el a fost multiplicat după ce noi l-am dezvoltat pentru prima dată în 2018, a fost multiplicat în Turcia și în două ediții, așa că ne bucurăm că suntem singurul oraș care dezvoltă o astfel de tipologie de dezbatere academică. Și uite cum ceva ce au lucrat adolescenții și practic părerea adolescenților, părerea tinerilor este într-adevăr luată în considerare și trimisă chiar către sediul UNESCO mare și este într-adevăr un punct către o deschidere, poate pe viitor se vor lua în calcul cele discutate, ne-a spus Catinca puțin mai devreme exact subiectele pe care le-au dezbătut. Voiam să vă întreb cam câte echipaje au fost participante în cadrul acestui proiect. Pot să răspund eu? Sigur. Deci în total au fost 16 echipaje, 3 au fost din Turcia,
și au fost din toate colegiile naționale din județul Prahova, plus alte echipaje care nu erau din colegii naționale, așa că eu zic că undeva la 4 ori 16, cred că 65-70 de participanți, pentru că uneori unii ambasadori n-au putut să vină, în fine a fost și o mică mișcare în trupe, ca să zic așa, dar grosomod undeva la 70 de participanți, ceea ce este nemaipomenit de bine, pentru că au avut posibilitatea să interacționeze tineri, cum ziceam, și din afara României, dar și din România, pentru că și din Ploiești este foarte important, pentru că unii nu se cunoșteau între ei și cu ocazia aceasta au găsit un numitor comun, și anume dezbaterea academică de tipul acesta, și sunt sigur că pe viitor, cum au fost și anii trecuți, vor căuta alte debate-uri, poate UN Models sau ceva de genul acesta, pentru că și acestea sunt foarte populare și sunt peste tot, și poate vor merge mai departe, vor face următorul pas. Pornind de la acest model, chiar vor participa poate și în străinătate la această tipologie de dezbatere academică. Ce tare, uite cum ceea ce am creat noi în Ploiești poate fi într-adevăr dus mai departe și chiar tinerii au oportunitatea să meargă și în alte țări și să dezvolte, practic, să-și dezvolte această pasiune pe care ei o au. Și vreau să discutăm și despre structura exactă a acestui proiect. Am înțeles că este vorba despre ambasadori, cum funcționează exact împărțirea lor și mi-ai povestit mai devreme ceva de comitete. Bun, deci. În cadrul proiectului nostru, noi am avut trei comitete, cel de științe, cel de științe sociale și cel de cultură și educație. Dar am avut și secțiunea de ambasadori. Ei bine, ca să încep cu ce se întâmplă într-o comisie, deci, elevii stabilesc și își aleg ce comisia care li se potrivește lor cel mai mult. Aceștia s-au înscris, au organizat de acasă un working paper, au organizat de acasă un opening speech și l-au prezentat, dar au și avut ocazia să vorbească între ei și să socializeze între ei astfel încât să își facă structura speech-ului cât mai bună. Care sunt comisiile? Către ce domenii se împart? Tu ai fost președintele Comitetului de Științe Sociale. Celelalte două, că ai spus că sunt trei, care sunt? Cultură și educație și științe. Mă înțeles. Iar subiectele principale, cum am spus, main topicul proiectului a fost de diversitate, iar subiectul la comitetul meu a fost despre de ce sunt importante proiectele de tip Youth Exchange, de tip Erasmus Plus și etc. Iar în momentul în care elevii, tinerii, ambasadori sau delegați, cum sunt ei, ajung în cadrul proiectului, ce se întâmplă concret? Ce sunt ei puși să facă? Ei sunt puși să facă o simulare a ceea ce se întâmplă în UNESCO-ul normal. Adică, ei reprezintă o țară. De ce este acest lucru important? Pentru că ei fac research despre această țară și după se duc înainte și spun perspectiva din prisma unui diplomat. Este un exercițiu de diplomație, este un exercițiu de gândire critică în care ei trebuie să se pună în ipostaze în care să rezolve anumite probleme la nivel global, ca și când ar fi din prisma guvernului, din prisma statului, ei se presupune că au posibilitatea să schimbe ceva și trebuie să găsească cele mai fezabile soluții. Am înțeles. Deci, practic, ei își apără țara. Știu ceva despre o sesiune de votare. Practic, este efectiv cum se întâmplă în sediul UNESCO Mare. Da, după ce fiecare delegat își prezintă poziția țării, aceștia sunt găzduiți să aibă niște propuneri în care ei zic niște moțiuni, adică zic niște soluții și ceilalți delegați trebuie să voteze dacă li se pare coerent și concret ceea ce au spus ei sau dacă nu. Deci toată lumea muncește în echipă, toată lumea colaborează și toată lumea este sfătuită să se ducă în față, să spună o soluție și după se stabilește la nivel de comisie, la nivel de comitet, dacă soluția chiar trebuie să intre, să fie luată în vigoare sau nu. Deci uite cum, indiferent ce țară reprezinți, practic tu trebuie să muncești cot la cot cu celelalte țări astfel încât să puteți să găsiți soluții la probleme globale. Cu siguranță. Wow, ce idee faină de proiect! Mi se pare că dezvoltă foarte multe, foarte multe abilități pentru toți tinerii participanți și nu numai, și cei care aud despre această idee de proiect sunt sigură că învață foarte multe despre ce înseamnă diversitate, despre ce înseamnă toată partea aceasta de diplomație, negociere și așa mai departe. Și vreau să vă întreb, bineînțeles, ați spus mai devreme că au fost delegații din licee din Prahova și totodată din Istanbul și din Bodrum.
delegații care au venit împreună cu câte un profesor. Care a fost contribuția profesorilor în cadrul acestui proiect? Ce au făcut ei mai precis pentru fiecare comisie, pentru fiecare delegație? E foarte important de reținut că o competență acestei tipologii de dezbatere academică este și competența de colaborare. Collaborative work. Și profesorul este un îndrumător, pentru că așa cum a spus Catinca, de exemplu, ei reprezintă o țară precum Mali. Și mă refer la Mali pentru că cei care vor pleca în numele asociației în școala parteneră din Argentina vor reprezenta această țară. Dar nu știu câți dintre voi știți ceva despre Mali. Așa că în Africa. Că este în Africa. Da. Și de asemenea că, dacă nu mă înșel, cel mai bogat om din lume, Musa, cred că se numea, venea din această țară. Dar trecând de chestia aceasta, un profesor este mai mult sau mai puțin un profesor. De fapt, el oferă un ghidaj, ceea ce ar trebui să se întâmple și în școală și se întâmplă cu siguranță, pentru că avem atât de multă tehnologie încât un profesor nu mai este un profesor care le știe pe toate și nici nu trebuie să le știe pe toate. În schimb, un profesor și în cazul acesta cei care sunt în cadrul proiectelor de genul UNESCO sau UN, ghidează. Pentru că sunt multe informații, unele mai bune, unele mai puțin bune, unele relevante, unele mai puțin relevante. Așa cum a zis Catinca, există o tematică generală a oricărui proiect UNESCO. Așa că profesorul este cel care ghidează tinerii către o soluție în ceea ce privește working papers și îi ajută să înțeleagă mai bine și să-și interiorizeze, pentru că nu pot să susții o cauză dacă poate nu crezi în ea. Deci îi ajută să descopere informații relevante, să înțeleagă ce este fals și ce este adevărat, să colaboreze cu toți, pentru că un profesor nu este numai despre o comisie sau cu ambasadorul, el trebuie să lucreze global cu toții și nu în ultimul rând îi ajută să scrie corect, pentru că este foarte important cum transpui acest mesaj într-o ordine academică. Pentru că voiam să spun, aceste working papers au totuși niște strictețe în ceea ce privește modul de redactare, fiecare alineat, fiecare paragraf ar trebui să urmeze o structură foarte specifică. Deci profesorul iese oarecum din tipologia sa de profesor care este general, așa, știe absolut totul, ci este mai mult cel care ghidează, cel care îi ajută pe tineri să ajungă la lucrarea dorită, să zicem. Cam acesta este rolul. Și este foarte, foarte bun acest rol. Deci devenim din profesori mai mult mentori. Mentori, într-adevăr. Wow, și după ce tinerii, delegații și ambasadorii își redactează acel working paper și trec prin toate sesiunile acelea despre care ne povestea Catinca puțin mai devreme, care este rezultatul final pentru ei? Ce abilități le dezvoltă acest proiect, într-adevăr, atunci când se termină și atunci când pleacă acasă și spun, uite, în urma proiectului am căpătat aceste abilități. Care sunt ele, mai precis, din punctul tău de vedere ca președinte de comitet și din punct de vedere a ceea ce ai discutat cu participanții în urma proiectului? Pot spune că principala capacitate pe care o dobândești din acest proiect este încrederea de sine. Pentru că în momentul în care te înscrii la acest proiect, ai niște provocări. De ce este acest lucru important? Pentru că îndrăznești să vorbești în public, îndrăznești să vorbești fără a citi de pe o foaie, îndrăznești să spui punctul tău de vedere. Dar pe lângă încrederea de sine care este dobândită, dobândești capacități precum gândire critică, analizezi care sunt informațiile, la fel cum a spus și Marian, care sunt informațiile relevante, care nu sunt, unde trebuie să folosim statistici, de ce sunt acestea importante, per total te ajută la gândirea critică. Mai mult de atât, înveți arta negocierii. De ce? Pentru că în cadrul acestui proiect negociem dacă merită să punem această soluție în rezoluție, merită să zic asta, merită acest vot și efectiv trebuie să te duci în față și să convingi aceste țări care mai sunt în comitet să lucreze cu tine, să te voteze pe tine. Alte capacități pe care le dobândești ar fi și de public speaking, de muncă în echipă și poate continua, Marian. Nu, tu ai spus cam tot ceea ce era relevant. Și mai există și această capacitate de networking, pentru că știu de anii trecuți, deci cum ai spus și tu, Alesia, suntem la a treia ediție, de anii trecuți foarte mulți tineri
au păstrat legătura atât cu asociația cât și cu ceilalți tineri. Unii au venit în asociație, alții s-au dus spre București pentru că știu câteva modele UN foarte, foarte bune la București și au mers mai departe. Deci ai spus cam tot ce era de spus în ceea ce privește competențele, dar consider că este și o competență umană la nivelul că faci prieteni. Și dacă aș mai putea adăuga ceva, consider că un proiect de acest tip este un lucru oportun astfel încât să-ți dea încrederea în sine suficientă ca să continui să te implici în societate și ca să continui să fii interesat de problemele lumii, ca să continui să te documentezi despre actualități, despre știri, pentru că înveți foarte multe despre țările respective, înveți foarte multe despre ce este de fapt acolo. Haideți să ne uităm puțin în detaliu și vezi așa în ansamblu situațiile, le vezi și în detaliu și astfel ai o altă motivație să te documentezi despre ce se întâmplă în lumea care ne încojoară. Și consider că este un lucru foarte important care trezește implicarea în tineri. Să practic un impuls astfel încât să vrei în continuare să te informezi, să fii informat referitor la problemele globale, să vrei să contribui și să vii cu soluții posibile și într-adevăr făcubile și plauzibile, astfel încât chiar să contribui și să aduci un plus valoare către comunitate. Da, impactul pe termen lung este acela că îți trezești în tine spiritul de comunitate și este absolut esențial pentru a funcționa în societate. Wow, ce interesant. Ne-ai povestit puțin mai devreme despre maniera în care delegații și ambasadorii colaborează între ei, dar totodată și despre modul în care ei trebuie să se convingă unul pe celălalt că, nu știu, soluția cu care a venit unul dintre ei este cea mai bună. Și despre partea aceea de votare, voiam să te întreb, nu au fost și, nu știu, situații în care a fost lăsată diplomația puțin la o parte și au încercat să se convingă, poate, nu știu, într-un mod mai neplăcut sau situații din acestea tensionate în cadrul proiectului, având în vedere totuși faptul că sunt niște tineri la început de drum și sunt niște tineri fără neapărat experiență în diplomație? În comisia mea, Toți delegații au participat, pentru toți delegații acesta a fost primul lor proiect. Deci a fost puțin dificil pentru mine să-i coordonez pentru că ei nu prea știau cum funcționează aceste lucruri de obicei. Ei nu au mai exersat niciodată diplomația până când au ajuns în acest comitet. Dar am făcut de la bun început clar că noi nu acceptăm în astfel de proiecte, noi nu acceptăm răutatea, noi nu acceptăm violența verbală și s-au comportat foarte frumos unii cu alții. Însă, ceea ce am putut eu să observ este că la anumite sesiuni de votare au votat pe baza prietenilor. Dar am făcut foarte clar că nu încurajăm acest lucru și le-am explicat calm și ușor că cel mai important este ca rezoluția să iasă bine, ca munca de comitet să iasă bine și foarte ușor și repede au învățat acest lucru. Au renunțat imediat la acest obicei și au acționat foarte profesional. Înțeles. Deci, practic, rezoluția finală este cea mai importantă, da. Pentru că, într-adevăr, ea este trimisă către sediul UNESCO Mare și trebuie să fie o muncă, într-adevăr, care să aducă un plus valoare pentru întreaga comunitate, întreaga țară. Catinca a găzduit și o fată din Turcia în luna august și voiam să te întreb, care a fost experiența ta? Ne-ai spus puțin mai devreme că ai fost deja la ea în luna mai, o cunoșteai cât de cât, cum a fost revederea? Cum este să ai practic un prieten internațional? Care sunt sentimentele tale? Pot spune că în momentul în care am fost la aeroport, am fost foarte fericită, ne-am luat instant în brațe, mi-a fost foarte dor de ea, ei a fost foarte dor de mine și a fost o experiență foarte plăcută, pentru că în momentul în care am văzut-o, mi-am adus aminte de toate amintirile frumoase pe care le-am făcut în Bodrum și atunci când a venit la mine, a fost foarte frumos pentru că mi-am introdus-o familiei, am încercat să găsesc soluția astfel încât ea să fie confortabilă, am încercat să găsesc cele mai frumoase locuri din Ploiești, să-i arăt cultura noastră. Am dus-o inclusiv împreună cu asociația în centrul vechi, în București, la Palatul Mogoșoaia. Despre asta o să vorbească puțin mai târziu Marian, dar mă bucur că am avut ocazia să împărtășesc tradițiile noastre, să explic puțin despre istoria României, despre istoria Ploieștiului și din ce mi-a spus ea inițial, faptul că nu avea așteptări, la final, când a plecat, mi-a spus că a fost una dintre cele mai frumoase țări pe care le-a vizitat și cu siguranță o să-și convingă familia să revină în România. Deci, cred că am făcut un lucru bun și i-a plăcut foarte mult. Mă bucur! Te-a menționat Catinca despre vizita la Palatul Mogoșoaia, dacă puteți să ne povestiți puțin, să ne introduceți în temă.
Pe lângă modelul UNESCO, Asociația Masterpiece România a mai găzduit încă două evenimente. De pe data de 29 până pe data de 29 august, 2 septembrie, am găzduit și Bootcamp-ul internațional Masterpiece România este parte a Masterpiece internațional care este prezentă în 55 de țări. Tocmai despre acest bootcamp urmează să vorbim, de aceea este nevoie de această introducere. M-am gândit. Și în cadrul acestor evenimente, cum spuneam, am avut de fapt trei evenimente. Bootcamp-ul Masterpiece, modelul UNESCO și o reuniune foarte interesantă și dacă pe data de 1 undeva la ora 5-6 seara vă plimbați pe bulevard, ați văzut o groază de tineri și mai puțin tineri, dar atât din modelul UNESCO cât și din Africa, Asia, America și Europa, care mărșăluiau pe străzile din Ploiești în a 7-a ediție a Marșului Păcii. Așa că am încercat să facem un să zicem, să legăm toate cele trei evenimentele. Iar acest lucru, mă bucur că a fost și modelul UNESCO, pentru că pe lângă faptul că ei au discutat despre anumite țări, au putut să vadă real și să vorbească cu oameni din țările respective. Pentru că o să vorbim despre imediat despre bootcamp, dar consider că a fost un câștig anul acesta, că am putut să le oferim tinerilor care au venit la modelul UNESCO și oameni și culturi față în față din țările pe care le-au reprezentat. Adică din India, de exemplu, dacă erau tineri care au reprezentat India, au putut să vadă oameni din India sau din Africa, am avut din Africa de Sud, din Tunisia, din mai multe țări. Așa că a fost un colaj, să zicem, destul de interesant. Wow, deci după ce, într-adevăr, te informezi referitor la o țară, lucrezi cu alte țări, astfel încât să poți face rezoluția și reprezinti țara respectivă, o aperi, votezi în favoarea ei și așa mai departe, după toate aceste aspecte, ai practic oportunitatea să întâlnești persoane chiar din țara respectivă și să poți să afli concret informații despre cultura lor și despre tot ceea ce înseamnă traiul lor, viața lor și modul lor de gândire, practic, din India, Africa și așa mai departe, toate țările participante. Wow, cât de tare sună! Și vreau să ne povestiți puțin despre bootcamp, în ce a constat acesta, care au fost activitățile la care au fost participanții practic supuși, astfel încât să își dezvolte, nu știu, anumite abilități, mă gândesc. Au fost două părți, ca să spunem, al acestui bootcamp. Prima dată a fost African Bootcamp, un bootcamp african, pentru că mulți sunt noi în cadrul Asociației Masterpiece Internațional și nu au avut prilejul să se cunoască, așa că de pe 26 până pe 29, până să înceapă bootcamp-ul cu toate țările din toată lumea, întâi am avut o întâlnire doar cu cei din Africa, de exemplu din Botswana, Coasta de Fildeș, Africa de Sud, Tunisia, Egipt, Zimbabwe, Burundi. E o poveste foarte interesantă cu cei din Burundi, 4 la număr. Chiar ne-au sunat cei de la aeroport. Nimeni din Burundi n-a mai intrat, să zicem, ca turist în România în ultimii 4 ani. Și a fost foarte interesant că chiar intră ca turiști. Deci aceasta a fost prima parte, iar a doua parte a fost bootcamp-ul internațional la care au venit și țări din Europa, din America de Sud, de exemplu din Columbia, Ecuador, din Peru, Panama, iar din Asia, pe lângă India, de care am menționat, din Nepal, Sri Lanka, au fost și din Vietnam câțiva. Deci în total au fost 98 de participanți din 42 de țări. Wow, deci a fost un număr destul de impresionant și mă bucur că, exact cum a zis Catinca cu cea pe care a găzduit-o, a avut prilejul să descopere România. Sincer, mulți nu au auziseră de România, adică a fost pentru prima dată când au venit, dar au și auzit. Care a fost părerea lor despre România în urma vizitelor, în urma tuturor obiectivelor pe care au avut oportunitatea să le întâlnească? Primul rând, despre Ploiești au spus că este un oraș foarte verde și curat. Da, știu, asta am zis și eu la început, poftim, dar se pare că, într-adevăr, pentru ei a apărut un oraș verde, un oraș curat,
un oraș în care nu s-au stresat în ceea ce privește faptul că poate culoarea pielii este alta decât cea albă, adică chiar s-au simțit destul de ok din punctul ăsta de vedere, iar România li s-a părut o țară foarte dezvoltată. Mai ales celor din Africa și din Asia li s-a părut într-adevăr o țară foarte dezvoltată. Din Europa, vreau să spun că de fapt este a doua oară când găzduim un bootcamp cu cei din Europa, am mai avut acum 2 ani de zile, așa că ceilalți deja știau cât de cât despre ploi și despre România. Și aveți niște imagini foarte frumoase de la ceremonia de deschidere, a fost foarte frumoasă toată activitatea aceea, pe data de 30 august, undeva de la ora 9 ne-am reunit atât cei din UNESCO cât și cei din Bootcamp și a fost într-adevăr ceva nemaipomenit. Într-adevăr, wow, super! Aș vrea să ne povestiți despre Marșul Păcii, Peace Walk, pe care l-ați menționat puțin mai devreme. De unde a pornit practic această inițiativă? Hai, desfacem un Marș al Păcii, să susținem pacea. Cum inițiativa, a venit ideea? Vă spun imediat. Inițiativa a pornit în 2018. Asociația noastră este parteneră cu o asociație din Coreea de Sud, Heavenly Culture World Restoration of Peace, o asociație din Coreea de Sud care, cred că de vreo 15 ani, ei fac acest Marș al Păcii. Vin vorba de Coreea de Sud și Coreea de Nord, ei chiar pun accent pe așa ceva. Și în urma parteneriatului, noi am dezvoltat un proiect județean, acest proiect se numește Școlile Păcii, Schools of Peace, și acum îl dezvoltăm în 10 școli din județ. Și în 2018 am început acest Peace Walk alături de ei, pentru că au venit la început și cei din Coreea de Sud să fie alături de noi. L-am dezvoltat în 2018-2019, în 2020 nu am putut și 2021, în 2022 l-am făcut Peace Walk pe biciclete, pentru că erau încă niște condiții de pandemie, așa că l-am refăcut, recondiționat. Iar acum cred că a fost cel mai interesant, aveți niște imagini mai pomenite, din centrul Ploieștiului, în care teoretic și practic ceea ce ați descoperit la modelul UNESCO și rezoluțiile spuse la modelul UNESCO, teoretic au devenit globale și nu doar prin vocea tinerilor, ci prin vocea tuturora care au fost acolo prezenți. Cătinca, pentru tine cum a fost experiența? Tu ai și participat în urma modelului UNESCO și în cadrul Peace Walk-ului, în cadrul acestui Marș al Păcii. Cum ți s-a părut, practic, să fii cu persoane din atâtea țări și să susțineți împreună această cauză, pacea, practic, globală? Mie personal mi s-a părut oportunitatea perfectă de a mă conecta cu persoane din alte culturi. Mi s-a părut absolut super faptul că ne-am putut duce împreună pe bulevard, să strigăm aceleași lucruri, să susținem aceeași cauză și să susținem toți aceeași idee. A fost un lucru foarte frumos, pentru că cu toate că venim toți din cadre diferite, din medii diferite, ne-am stabilit de comun acord că pacea e cea mai importantă și lăsăm toate tensiunile care se întâmplă în lumea în care trăim azi, lăsăm toate prejudecățile, lăsăm toate stereotipurile și ne conectăm astfel încât să susținem pacea. Mi s-a părut un lucru care ar trebui să fie făcut mai des și a fost o experiență minunată să mă duc și să susțin ceea ce îmi doresc. Wow, ce tare! Acum întorcându-ne puțin la organizare, la partea de organizare, pentru că atât bootcamp-ul cât și modelul UNESCO au fost organizate de Masterpiece România. Care a fost vibe-ul practic în echipa de organizare? Uite, de menționat aici sunt și Coșanu Fabian, președintele Comitetului de Știință, și Alexia Anghelache, președintele Comitetului de Cultură și Educație. Și totodată Andrei Vișan, care s-a ocupat de foarte multe aspecte organizatorice, de tot ceea ce înseamnă materiale promoționale, partea de site, totodată și programul evenimentului, toată partea aceasta organizatorică. Cum ați colaborat? Care a fost vibe-ul practic în echipă? Aș vrea să încep prin a mulțumi Consiliului Local și Primăriei municipiului Ploiești, pentru că datorită lor am avut resursele necesare pentru a organiza acest proiect în cadrul Ploiești, Capitala Tineretului. Și în legătură cu întrebarea ta, a fost o atmosferă foarte bună. De ce? Pentru că am avut o colaborare perfectă, pentru că e foarte ușor să comunicăm. Noi ne cunoșteam și cu ajutorul voluntarilor am făcut o comunitate din ce în ce mai mare. De fiecare dată când aveam o problemă, ne simțeam liberi să scriem pe grup: bună, am nevoie de ajutor, și instant primeam un răspuns. Toată lumea era doritoare să ajute și ca
absolut orice proiect, da, au fost probleme, dar pentru că am fost așa de colaborativi între noi, s-au rezolvat foarte repede. Toți aveam intenția să iasă cât mai bine și toți ne-am străduit să găsim soluții în mod eficient. Și pot spune că nu a fost chiar atât de stresant, pentru că am avut suportul moral necesar. Asigurat de fiecare dată. Din punct de vedere al președintelui Masterpiece, cum a decurs toată această organizare? Cum a fost, Eu sunt foarte mândru de toți voluntarii, pentru că, într-adevăr, pe lângă UNESCO și bootcamp pe care l-am avut, am avut și alte activități în același timp. În total, a fost puțin stresant să aveți atâtea evenimente în... A fost, dar de la început ne-am gândit, facem un efort comun și le facem pe toate deodată, pentru că era acea sinergie necesară să le facem. În primul rând, au fost 120 de voluntari implicați, adică un număr destul de mare, care, exact cum a zis Catinca, au colaborat, au participat de dimineața până seara. De unii nu mai puteam scăpa la unele activități, cu toate că erau programați pe anumite sloturi orare, dar i-am acceptat pentru că mi-am dat seama că dorința lor vine dintr-o dorință intrinsecă și nu este ok să le limităm acest demers. Iar în ceea ce privește organizarea bootcamp-ului, trebuie să spun că Asociația Masterpiece România, Masterpiece București, Masterpiece Brașov are în componență undeva la 10-11 membri care și-au pus mintea la contribuție. Totodată a venit și Masterpiece Internațional care ne-a ajutat și ei au dezvoltat, că m-a întrebat acum, data trecută la întrebarea aceea, m-a întrebat de ce au discutat în bootcamp. Workshop-urile au fost în primul rând de workshop-uri moderne, ca să zic așa. Inteligența artificială, pentru că acum este la modă, mai ales unele asociații din Africa și Asia dezvoltă așa ceva. Au fost workshop-uri de dezvoltare emoțională și competență emoțională, pentru că totuși vorbim de asociații care într-adevăr lucrează cu tinerii pentru tineri. Au mai fost competențe în ceea ce privește comunicarea, pentru că iar comunicarea în ceea ce privește o organizație, comunicarea organizațională este foarte relevantă și totodată networking și fundraising. Sunt elemente ce țin în special de cum să organizezi un eveniment. Vreau să menționez că, de fapt, toți participanții internaționali sunt președinți de asociații, sunt și ei la rândul lor, poate unii prin ministerele lor, poate prin primării și așa mai departe. Adică au venit niște oameni care deja aveau niște competențe în ceea ce privește ce înseamnă o organizație atât publică cât și non-guvernamentală. Și practic s-au reunit toți și au putut să facă acest networking, acest schimb practic de experiență, au vorbit între ei, cât de tare sunt. Pentru noi a fost foarte, sau este relevant, pentru că vorbim de networking, o să le oferim tinerilor diferite oportunități, cum ziceam, de a pleca poate la anul în Sydney, poate în India, cine știe. Sunt oportunități pe care trebuie să le luăm în momentul în care ele apar. Asta am învățat în viață. Deci, referitor la oportunități, cum poate un tânăr din Ploiești, din Prahova, să participe în astfel de proiecte internaționale, în astfel de, practic, conjuncturi în care să cunoască persoane internaționale din acest mediu internațional? În primul rând este foarte simplu. Nu vreau să zic doar de Asociația Masterpiece România. Sunt mai multe asociații în județul Prahova care dezvoltă proiecte Erasmus+, pentru că ele sunt cele mai facile. Avem în Câmpina Zalmoxis, care este o asociație foarte puternică. Avem de asemenea în Ploiești Asociația Un Strop de Fericire, care iar oferă o posibilitate de a participa în proiecte internaționale. Și avem și Asociația Masterpiece România. În ultimul an, dacă nu mă înșel, am trimis peste 150 de tineri în diferite proiecte în țări din Europa, chiar și din afara Europei. Așa că singurul lucru este dorința și un lucru foarte important, să și vrei. Pentru că, exact ca în viață, nimeni nu o să vină să îți bată la ușă, te rog, hai să pleci într-un Erasmus. Trebuie să-ți dorești în primul rând sau să dorești să cunoști. Asta este foarte important și asta aș sfătui tinerii. Nu mai sunt tânăr, dar trebuie să descoperi tu că vrei să faci ceva
Și atunci sunt oportunități nemaipomenite peste tot. Înțeles. Și practic totul provine practic din implicare. Trebuie să te implici astfel încât într-adevăr să poți să-ți atingi obiectivele. Nu te caută nimeni, trebuie tu să bați la ușă. Exact. Super. Uite, acum aș vrea să vorbim despre viitor. Care sunt planurile asociației pentru următorul an? Se va organiza Model of UNESCO și în 2025. Cum vedeți, practic, acest proiect pe viitor în următorii ani? Primul și cel mai apropiat pas este decembrie 2024, unde patru tineri din asociație vor pleca în Istanbul la modelul UNESCO, pentru că, spuneam, am avut o colaborare foarte bună cu cei din Istanbul și la rândul lor au venit, au învățat de la noi. Aș vrea să-i mulțumesc lui Vișan Andrei pentru că împreună cu noi, cei din asociație, a creat o carte despre cum să faci, how to do it. Un fel de ghid. Un fel de ghid, da. Wow. Un ghid. Și cei din Turcia îl vor utiliza. Iar patru tineri, cum spuneam, din asociație vor dezvolta acest proiect în Istanbul în perioada 29 noiembrie, 2 decembrie. Iar pe viitor sperăm și cu siguranță vom reuși. Avem mai multe proiecte Erasmus Plus și cam în toate proiectele pe care le scriem acum avem și această interferență a modelului UNESCO, pentru că ne-am gândit la fel, vorbim de sinergii, să creăm o sinergie în care să invităm poate și mai mulți tineri din afara României să participe la următorul model, care o să fie tot în perioada iunie-august. Vom vedea exact. Și unde se va desfășura? Aveți idee despre locație, despre amănunte din acestea mai, mai în detaliu? Nu știu să vă zic, asta este, pentru că sunt multe licee care cu siguranță vor dori să fie alături de noi. În primul rând vreau să mulțumesc pentru că anul acesta liceul economic a fost alături de noi. Mulțumesc doamnei director și domnului director care ne-au deschis porțile și chiar au fost nemaipomenit de, să zicem, primitori. Adică ne-au lăsat, pe tineri i-au lăsat de fapt, să cotrobe prin toată școala, într-un mod pozitiv, bineînțeles, nu negativ. Așa că aș vrea să le mulțumesc chiar la anul, poate din nou liceul economic sau poate mergem la Mihai Viteazul sau Caragiale sau Cuza. Ideal ar fi undeva în centru, pentru că acești tineri care vor veni din alte țări vor fi cazați fie în familii, poate fie undeva în centrul municipiului Ploiești. Și mă interesează să nu fie un transport așa foarte, foarte mare între locația modelului UNESCO și hotelul lor. Am înțeles. Cum pe final de podcast aș vrea să le transmiteți celor care l-au vizionat un mesaj referitor la implicare în comunitate și totodată referitor la ceea ce înseamnă un proiect internațional și cum se pot ei dezvolta dacă fac parte dintr-un astfel de proiect, dintr-o astfel de inițiativă? Pentru toți tinerii care au vizionat acest podcast, eu vă sfătuiesc din toată inima să vă implicați în aceste proiecte, pentru că nu numai că învățați și vă dezvoltați la nivel academic și profesional, dar vă și creați anumite prieteni care o să dureze pe o viață. Cunoașteți persoane, tot felul de persoane, cunoașteți culturi noi și este o metodă plăcută care chiar vă ajută, o metodă plăcută de a învăța și chiar merită. Vă ajută la încrederea de sine, vă ajută la dezvoltarea limbii engleză și multe altele. Iar din partea președintelui Masterpiece? Mă gândeam la un film, nu știu dacă îl știți, se numește Forrest Gump și personajul principal spunea că life is like a box of candy. Așa că invit tinerii din Ploiești să vadă ce este cu această cutie cu bomboane, pentru că sunt foarte multe, toți avem gusturi diferite, dar consider că, exact cum a zis și Catinca, această cutie de fapt este orașul Ploiești și putem să degustăm tot ceea ce se poate, dar trebuie să ne și dorim. Așa că le sugerez să deguste cât mai multe bomboane, cât mai multe flavors și cu siguranță o bomboană le va plăcea mai mult decât alta și acela poate este viitorul lor. Wow! Vă mulțumim frumos, sunt sigură că cei care au vizionat acest podcast și-au putut crea așa o părere, o impresie despre tot ceea ce înseamnă implicarea într-un proiect internațional și despre diplomație, despre modelul UNESCO și totodată despre ceea ce s-a întâmplat în Ploiești, despre bootcamp-ul internațional Masterpiece.
Vă invit să urmăriți și celelalte podcasturi și totodată Ploieștiul nostru are și pagina de Instagram, pagina de TikTok și pagina de Facebook. Vă invităm să ne urmăriți și acolo. Totodată avem și site, postăm zilnic articole, interviuri și reportaje despre tineri, cu tineri, despre inițiativele și proiectele pe care ei le au. Până data viitoare, vă mulțumim pentru vizualizare și vă urăm la revedere!